Dacă privești stelele într-o noapte senină de iarnă, este greu să nu observi constelația Orion Vânătorul cu scutul său într-un braț și celălalt braț întins spre ceruri. Un punct roșu strălucitor numit Betelgeuse marchează umărul lui Orion, iar întunecarea ciudată a acestei stele a captivat observatorii cerului de mii de ani. Este posibil ca aborigenii australieni să o fi inclus chiar și în istoriile lor orale. Astăzi, astronomii știu că Betelgeuse variază în luminozitate, deoarece este o stea supergigantă roșie muribundă cu un diametru de 700 de ori mai mare decât al Soarelui nostru. Într-o zi, steaua va exploda sub forma unei supernove și va oferi omenirii un spectacol ceresc înainte de a dispărea pentru totdeauna de pe cerul nostru nocturn. Această eventuală explozie explică de ce astronomii s-au entuziasmat atunci când Betelgeuse a început să se întunece dramatic în 2019. A 11-a cea mai strălucitoare stea a scăzut în luminozitate de 2 ori și jumătate. Ar putea Betelgeuse să fie ajuns la sfârșitul vieții sale? Hai să aflăm în acest episod în care vom vedea mai multe detalii despre Betelgeuse și despre avertizmentul NASA cu privire la explozia acestei stele. Ești pasionat de tot ceea ce ține de spațiu și vrei să afli mai multe despre univers? Abonează-te la canalul nostru pentru mai multe videoclipuri ca acesta și nu uita să apeși clopoțelul pentru a ști când apare mai mult content fascinant. De ce s-a întunecat brusc? Analizând datele obținute de la telescopul spațial Hubble al NASA și de la alte câteva observatoare, astronomii au ajuns la concluzia că steaua supergigantă roșie Betelgeuse și-a eliberat materie la propriu în 2019. Betelgeuse a pierdut o parte substanțială din suprafața sa vizibilă și a produs o gigantă ejecție de masă de suprafață. Este ceva ce nu s-a mai văzut niciodată la comportamentul unei stele normale. Soarele nostru aruncă în mod obișnuit în aer părți din atmosfera sa exterioară subțire, coroana, în cadrul unui eveniment cunoscut sub numele de ejecție de masă coronală, dar ejecția Betelgeuse a aruncat în aer o masă de 400 de miliarde de ori mai mare decât orice ejecție solară obișnuită, creând astfel una dintre cele mai extreme explozii din univers. Astfel, se pare că întunecarea ciudată a stelei Betelgeuse a fost cauzată de un nor de gaz fierbinte, expulzat de stea care a blocat temporar o parte din lumina ei. Betelgeuse va exploda într-o zi. Betelgeuse ar putea afla la o distanță de 724 de ani lumină de Pământ, deși unele estimări o plasează la o distanță puțin mai mare. Betelgeuse este departe, dar este una dintre cele mai strălucitoare stele de pe cerul Pământului, deoarece este intrinsec foarte strălucitoare, de aproximativ 100 de mii de ori mai strălucitoare decât Soarele nostru. O astfel de strălucire are un preț, deoarece energia enormă a lui Betelgeuse își consumă rapid combustibilul, ceea ce grăbește sfârșitul vieții sale. Într-o zi, în curând, steaua va rămâne fără combustibil, se va prăbuși sub propria greutate și apoi va reizbucni într-o explozie spectaculoasă de supernova. Când se va întâmpla acest lucru, Betelgeuse va străluci enorm timp de câteva săptămâni sau luni, devenind poate la fel de strălucitoare ca luna plină și va fi vizibilă și în plină zi. Când va exploda? Probabil că nu se va întâmpla în timpul vieții noastre, dar de fapt nimeni nu știe cu adevărat când va exploda. S-ar putea întâmpla mâine sau peste 1 milion de ani, ceea ce este clar e că explozia va fi incredibilă, ceva ce universul nu a mai văzut niciodată. Supernova va distruge Pământul? Din fericire, atunci când Betelgeuse va exploda, planeta noastră, Pământul, va fi prea departe pentru ca această explozie să dăuneze, cu atât mai puțin să distrugă viața pe Pământ. Astrofizicienii spun că ar trebui să ne aflăm la o distanță de 50 de ani lumină de o supernovă pentru ca aceasta să ne afecteze, iar Betelgeuse se află la o distanță de peste 14 ori mai mare. În schimb, oricine trăiește pe Pământ, atunci când se va întâmpla, va vedea o priveliște uimitor de frumoasă pe cerul nopții, o stea foarte, foarte strălucitoare. Astronomii vor fi norocoși că Betelgeuse este atât de aproape, astfel încât să poată studia steaua după supernovă.
dar supernova ar putea avea totuși un impact surprinzător asupra Pământului. De exemplu, astronomii subliniază că multe animale folosesc luna pentru navigare și sunt derutate de luminile artificiale. Adăugarea unui al doilea obiect la fel de strălucitor ca luna ar putea fi deranjantă. Nu doar animalele sălbatice ar fi deranjate. În mod ironic, astronomii înșiși ar avea probleme, căci observațiile astronomice sunt deja dificile atunci când luna este strălucitoare și nu ar mai exista un timp de întuneric pentru o vreme. Chiar și studierea lui Betelgeuse ar fi o provocare unică. Lumina puternică le-ar copleși instrumentele, nu am putea să o observăm cu majoritatea telescoapelor de la Sol și nici cu cele mai multe din spațiu, cum ar fi Swift sau telescopul spațial Hubble. În schimb, ar trebui să își modifice telescoapele pentru a colecta mult mai puțină lumină. Și dacă Betelgeuse sfidează șansele și explodează în timpul vieții noastre, astronomii spun că vor exista suficiente avertizmente. Instrumentele de pe Pământ ar începe să detecteze neutrini sau unde gravitaționale generate de explozie cu cel puțin o zi înainte. Prinderea unei stele muribunde. Pentru oamenii de știință, Betelgeuse nu trebuie să explodeze pentru a fi interesantă. Este mare și strălucitoare, ceea ce o face relativ ușor de studiat. Cea mai bună presupunere a lor cu privire la ceea ce se întâmplă în acest moment provine din ceea ce astronomii știu deja despre această stea și altele asemănătoare. După cum explică unii astronomi, aceste cercetări arată că luminozitatea lui Betelgeuse s-ar putea schimba din mai multe motive. Unii astronomi suspectează chiar că există mai multe mecanisme diferite de atenuare a intensității luminoase în același timp. Pe măsură ce combustibilul lor nuclear se epuizează spre sfârșitul vieții, stelele supergigante roșii încep să se umfle și să formeze învelișuri tot mai mari de gaz și praf. Pe măsură ce acest înveliș devine mai mare, strălucirea stelei crește, dar acesta nu este singurul mod în care o stea precum Betelgeuse poate să se întunece și să lumineze. Stelele supergigante roșii au de asemenea celule convective enorme pe suprafața lor, ca niște versiuni mult mai mari ale celor de pe Soare, unde turbulențele fac ca materialul fierbinte să se ridice din interiorul stelei. Odată ce ajunge la suprafață, o parte din acest material erupe violent în spațiu ca o erupție radioactivă gigantică, ceea ce îi poate schimba temporar luminozitatea, iar întunecarea stelei Betelgeuse ar putea fi chiar o dovadă că este pe cale să explodeze. Pe măsură ce materialul erupe de la suprafața unei stele muribunde, acesta se ciocnește, ceea ce îl face să strălucească mai puternic. Cu toate acestea, astronomii spun că este posibil ca acest material să învăluie steaua și să o facă mai slabă. Oricare ar fi cauza principală, acest comportament ciudat ar trebui să ofere în cele din urmă noi informații despre zilele de moarte ale stelelor supergigante roșii, iar omenirea va avea un loc în primul rând. Betelgeuse oferă un cadru excelent pentru astronom pentru a studia aceste ultime etape ale arderii nucleare înainte de a exploda. Cultură populară, istorie și mitologie. Vă amintiți filmul Betelgeuse? Numele acestei stele este asemănător cu acesta. Numele proprii ale multor stele strălucitoare sunt de origine arabă. Acest fapt reflectă dominația astronomilor și astrologilor arabi în timpul evului mediu întunecat din Europa. Numele Betelgeuse derivă dintr-o expresie arabă care se traduce de obicei prin la sub soara uriașului. Desigur, uriașul se referă la Orion, dar mai degrabă decât o axilă, unii autori consideră că Betelgeuse reprezintă o mână sau uneori un umăr. Deși nu este pe deplin clar ce înseamnă acest nume, Betelgeuse marchează umărul drept al lui Orion în multe hărți stelare vechi. În miturile antice, Orion este cel mai adesea asociat cu un gigant, un războinic, un vânător, un zeu sau o altă figură antropomorfă sau animală, așa că nu este surprinzător faptul că majoritatea reprezentărilor lui Betelgeuse au o legătură anatomică. Pe de altă parte, în Japonia antică, Betelgeuse era considerată a fi o parte din marginea unei tobe ceremoniale. Împerul era unul dintre cei patru vulturi care urmau să devoreze un criminal. Concluzie.
Betelgeuse urmează să explodeze într-o zi sub forma unei supernove, deși poate că nu prea curând pentru oameni. Când va exploda, va fi suficient de strălucitoare din punctul nostru de vedere terestru pentru a străluci în timpul zilei. În același timp, este suficient de departe pentru ca Pământul să nu fie în pericol, din fericire. Sau cel puțin, acesta este scenariul pe care îl preconizăm din datele și cunoștințele pe care le avem până acum. Să sperăm că o nouă cercetare nu va da lucrurile peste cap și nu va ajunge să considere explozia stelei drept un pericol pentru omenire. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest video, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.